thank you și bun găsit la emisiunea noastră special dedicată minorității rome. Astăzi îl vom avea în studio pe Nicolae Păun, liderul uneia dintre cele mai importante organizații ale romilor din România, Asociația Partida Romilor Pro Europa. Cu o carieră dedicată drepturilor și intereselor romilor, Nicolae Păun a fost un susținător și un luptător pentru egalitate, incluziune și îmbunătățirea calității vieții în comunitățile rome. Prin activitatea sa în parlament s-a implicat în promovarea legislației care să aducă schimbări pozitive pentru romi, luptând împotriva discriminării și marginalizării acestora. Cu o viziune clară și un angajament puternic, Nicolae Păun este un lider care își dedică eforturile pentru a aduce schimbări semnificative în viața romilor din România. Așadar, haide să aflăm mai multe despre provocările și perspectivele comunității rome în prezent și în viitor. Domnule Păun, bine ați venit la emisiunea noastră și mă bucur că ați acceptat invitația din nou de a fi alături de emisiunea Romi pentru România. Bună dimineața tuturor telespectatorilor. Bună dimineața Monica. Le dorim o duminică plăcută. Sper să <coughs> avem câți mai mulți urmăritori. Ultimele Sper să ediții avem Așa au arătat o discuție cât mai relaxată și totodată o discuție care să atingem sau să punem... Degetul pe rană, cum spun unii nu? Cam așa, punem degetul pe rană De câte ori ne întâlnim într-o astfel de emisiune Domnule Pom, voi intra direct în subiect În ultimele ediții ale emisiunii pe care noi le-am prezentat Rom pentru România Am avut așa o trecere în revistă, dacă pot să-i spun Am fost și am vizitat mai multe județe din, din România Și iată că așa am găsit comunități de romi care trăiesc în sărăcie, lipsa infrastructurii se vede cu ochiul liber, situații de locuire incerte, fără acte de proprietate. Adică, practic, în 30 de ani, parcă nu s-ar fi făcut nimic, deși dumneavoastră reprezentați o organizație puternică și care a făcut pași importanți în direcția asta. De ce nu se vede nimic? Cum, cum comentați ceea ce am văzut noi în ultimele ediții? Acum, Aș putea spun că tu nu mi-ai pus o întrebare. Ai făcut un comentariu. Și de aici. Se știe și telespectatorii <laughs> dacă cumva face ce am văzut noi. Întrebarea în... asta ar trebui să vorbim ore în șir, dacă e să... să luăm așa. Ideea este următoarea. După 1989, democrația este cea care stabilește anumite reguli. Ori cea mai importantă regulă a democrației este să ieși la vot și să votezi cu partidul politic care crezi că poate să îți rezolve parte din problemele bineînțeles cu care tu te confrunți. Din acest motiv există și această zonă politică de centru stânga, stânga mai mult încolo, spre extremism și centru dreapta. Partidele pe care noi le cunoaștem tradițional PSD, bine, toate formele prezentate de 1990 până în prezent, PDSR, PSD și Dumnezeului ce o mai fi, ca de altfel pe dreapta PNSCD, PNL și câte au mai fost ele PD, e, toate aceste partide au primit un vot de încredere masiv din partea tuturor cetățenilor, inclusiv din partea acelor oameni pe care tu îi vezi că o duc așa cum o duc, au primit votul de încredere pentru ca ei să poate să o rânduiască treburile acestei țări. Au primit votul de încredere toți primarii partidelor pe care. Mă referim eu le aici la trecut, da? La... Da, dragă, eu trecuți. mă refer la un parcurs trecuți. de 30 de ani, pentru că tu ai adus în discuție. Da, situația Bun. asta se datorează faptului că oamenii, cetățenii români au ieșit masiv la vot, la fiecare patru ani, și au dat votul de încredere cea mai importantă armă sau cel mai important câștig post revoluționar al cetățeanului modern au dat votul către partidele care uh, i au convins cumva că se vor ocupa de viața lor fie că e PSD, fie că e PDSR, înainte Cine 30 de 30 de ani au, PNCCD, eu nu sunt membru de partid N-am fost niciodată membru de partid, eu vorbesc ceea ce am în gușe și în căpușe și la revedere și în braț vede, nu țin cu nimeni, n-am nicio problemă. Deși eu sunt un veteran, așa cum ai spus tu, în politica, în scena politică românească, în general, în 1990, pe mine am aprins politica românească pe baricadele de la universitate, luptând alături de revoluționarii care au fost la data respectivă și nu am cerut niciun avantaj sau niciun n-am niciun avantaj, n-am cerut niciun nimic drept. de la niciun drept de la nimeni pentru că n-am considerat că e un drept, am fost o stare de fapt atunci revin în context și spun da, așa este, cetățenii acestei țări au votat masiv cu partidele politice în care au crezut. Acum în aceste în această categorie se înscrie și Romii noștri, romii noștri din România n-au acordat votul de încredere masiv partidei romilor și e din cauza de... asta se află în situația în care se află. Nu au acordat, ca să ne înțelegem, dacă mi-ar fi acordat mie votul de încredere și aș fi intrat în Parlamentul României încă din 1992, 1996, 2000 și tot așa mai departe, am fi asistat la o altă situație. În comparație, stai să vezi în oglindă ce spun eu acum. uită te la UDMR care UDMR-ul, Uniunea Democrată în Margarilor, sunt din 1990 la guvernare și s-au păstrat de 30 de ani la guvernare. Ei, electoratul UDMR-ului au încredere în UDMR-iști și au ieșit masiv și au votat. Și UDMR-ul la rândul lor au întors beneficiile către comunitățile lor. Într-o țară ca România, care ne dorim să fie una democratică și foarte democratică și mai aspirăm și către vest. A, către Uniunea Europeană. N-ai frate ce să faci. Trebuie deci, să te pleci să trebuie să pleci rom. pălăria da. și capul în fața <coughs> rezultatului, votului exprimat de către cetățeni. Asta am făcut și eu. Din perioada 92-2000 am fost doar consilier local la sectorul 5 și ulterior am fost în Parlamentul României. Ce am putut să fac? Am făcut cu forța care mi-au dat-o Partida Romilor Cât oameni au avut în teritorii atât am făcut. Mai departe, dacă voturile pleacă masiv în alte zone, fie partidele de stânga, de dreapta sau unde se vor duce oamenii, unde crede că e mai bine, e treaba lor. Dar să nu bată la mine la ușă din acest motiv vă și spun că eu nu mă disculp. Ci eu spun un lucru adevărat. N-ai cum tu, Monica, să ai pretenții la mine ca să-mi dai 100 de lei, să mă duc la piață cu 100 de lei, să mă întorc și cu carne, și cu brânză, și cu de toate, să fiu capra cu trei, să fiu încărcat cu de toate și să mulțumesc cu o casă cu 15 copii. De unde mânca Arnena? Că cu 100 de lei cumperi acolo, să trăiești după zi pe alta. E așa se întâmplă și cu romii, romanii, țiganii noștri. Doar când te duci la vot, să mulțumesc acolo, cu o găleată, cu 50 de lei, cu 100 de lei, cu 100 de euro, sau când le da acolo și pe o a doua zi, a treia zi, banii au zburat. Uh, micii s-au păpat, vinul s-a băut și vine, unde ne ducem? Pe capul lui pe Paun. Paun e de vină. Deci ăsta este rezultatul. Nu avem reprezentare conform uh, situației uh, uh, reale. Peste 500 și ceva, 600 de comunități Dumnezeu să mă ierte, trag de ei ca de un elastic să încerce să se gândească că votul lor contează. Nu avem reprezentare. Și să știi că la mari lucruri nu mă aștept nici în următoarea perioadă de timp. Asta este, asta este, lumea în care trăim. Mulți cred de cuvință că este datoria statului sau nu știu ce cred ei. Cred că mai este Ceaușescu la putere. Nu mai e. De 30 și ceva. S-au da? schimbat vremurile de 30 și ceva de ani de zile. Cine dictează votul majoritar, cine dictează partidele politice, cine guvernează ăia pe care i a trimis în Parlament, ăia care au puterea. Noi, deocamdată, facem ce putem. Apropo de reprezentare, pe de altă parte, această lipsă a reprezentării romilor ne-a demonstrat că multe dintre problemele acestora nu ajung pe, pe masa autorităților. Practic, găsirea și aplicarea soluțiilor este mai ușor de omis, de amânat sau de nerezolvat. Cum intenționează Partida Romilor să intervină în acest sens? Simplu. Adică, dacă nu are cine să ducă problema, comunității pe masa decidenților, problema rămâne ca. Nerezolvat. nerezolvată. Dacă nu ai consilieri care să meargă să discute în Consiliul Local problema comunității în care trăiești, cine să-ți ia partea? Nimeni. Nu ai consilieri în Consiliul Județean, nu ai primar, nu ai viceprimar, nu ai structură de reprezentare. Cine vrei să-ți rezolve problema? Nimeni. Nu ai parlamentari. Nu o rezolvă nimeni. Nu ai miniștri, noi secretari de stat, oameni ca să ia decizii pentru comunități. Să știți că am găsit foarte multe cazuri sociale cu oameni, poate mai fără carte, cu oameni simpli care nu-și cunosc drepturile. Unii chiar nu știu ce să ceară autorităților. Aici putem discuta foarte clar și în clar și rolul ONG-urilor. Organizațiile non-guvernamentale ale romilor, parte dintre ele și, din păcate, într-un număr destul de mare, cam 75-80%, își cam văd treburile lor. Iar ar trebui să aibă o activitate în comunități, una vizibilă, proactivă, adică cu adevărat să-i pe oameni care le sunt drepturile, să vină să sprijine într-un fel sau altul această categorie de oameni nevoiași. Nu i vezi! În România există 3.400 și, și ceva de, de organizații non-guvernamentale ale romilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul României. Dar ce se crezi, Numai Partida Romilor e vinovat. O societate civilă a romilor trebuie să fie proactivă, să-i vedem în comunități acolo, prezenți lângă oameni, fără să facă politică, dar să-i învețe care le sunt drepturile. Uh, reprezentanții Partidei Romilor trec prin comunități și n-am putea să nu spunem lucrul acesta pentru că l-am și prezentat de nenumărate ori, dar uh, cred că nu sunt singurii care pot rezolva problemele în comunitățile de romi. Să... Problema comunităților de romi este una extrem, extrem, extrem de grea. Ce vedem noi la televizor, acum se datorează și faptului că guvernele care tot... S-au schimbat și s-au schimbat, au venit la putere unii, au plecat alții și au făcut sacoșile, au plecat de treaba nou. Nu au acordat niciodată atenție. Am lătrat ca gică nebunul, ca un câine turbat, ani de zile și am discutat cu toți primii miniștri și cu toți șefii de stat, de la președintele Iliescu și până în prezent, mai puțin cu domnul Iohannis, am discutat cu toți problema comunităților de rom. I-am atenționat, dacă vrei, punctual, că dacă această problemă a comunităților de rom nu va fi tratată cu atenție și nu dispare discriminarea, în primul rând, prejudecățile nu dispar, dacă nu încercăm să venim cu civilizația mult necesară în comunități și să vedem care sunt persoanele cu anumită influență în cadrul comunităților de romi să-i atragem, să educăm în primul rând familiile comunităților de romi și să le explicăm că nu trebuie să-și căsătorească fata la o vârstă de că trebuie să-și dea copilul la școală să avem mediatori sanitari să avem mediatori școlari să avem reprezentare conform unor norme pe niște măsuri afirmative, nu cu prag de 5% pentru minorități, să le dai un 3%, să iei prezenți acolo, să fie sfătuitorul tău. O serie de măsuri care să fie complementare cu gândurile pe care le ai tu ca și partide politice care vrei să accesi către Europa. Adică tu vrei să te duci către Europa în 1992 96 dar Europa tot te spunea, vă vedeți că aveți o problemă acolo, aveți peste un milion și ceva de romi, dar voi nu vă ocupați deloc. Eu vedeți că nu aveți cum să veniți în coace, pentru că în momentul când desfacem granițele, ăștia pleacă precum uh, migratorii. Bă, um, au fugit. Ne trezim cu ei pe și pe acasă. N-a înțeles nimeni. Și uite că asta s-a întâmplat. Oamenii ăștia, care au guvernat țara, sunt direct responsabili de situația în care ne aflăm. Să nu uităm că în anul... 1992, 93, 94, se admite în teoretic că un tânăr, nu știu ce să spun, un copil, avea 10 ani atunci. Câți ani are acum? 30 ceva de ani. Are familie? Are. Câți și copii tot acolo? Are? Avea cel 3, 4, 5 copii? Tot acolo îl găsește. Așa i-am găsit, sincer. Așa i-ai găsit. păi asta este rezultatul. Pentru că această chestiune se tot rostogolește, se tot rostogolește, se tot rostogolește și rămâne problema nerezolvată ce am spus eu, sau ce spun eu acum, îi spun din 92, 93, 94, 95. Ce am rezolvat? Cât am putut, repet, cât am putut, cât am convins, cât am putut. Pe cine am convins? Pe acei oameni politici care au avut aplecare către problema noastră. Asta este discuția. Ai găsit un primar care a fost un pic mai deschis la minte sau mai rezolvat dintre probleme? Ai găsit un președinte de Consiliu Județean care a fost un pic mai sufletist, mai modernist, mai, mai implicat, umbritul, poate, mai implicat da. Da. a mai rezolvat din probleme. Ai găsit un ministru, un, un prim-ministru care a spus, da, bă, Nicola, ai dreptate, hai să, hai să o luăm de undeva, să o gândim cumva. S-a mai văzut pe aici, pe acolo, niște instituții, niște... Dar problema e mare. Noi depășim un milion, așa, cu ochiul liber și ei au recunoscut că au greșit și că nu au avut instrumentele necesare de măsurat. Dar dacă ai un milion și ceva de persoane, pe teritoriul României, care persoane, Dumnezeu să mă ierte, să zicem că într-un procent de 25-30% o duc bine, dar în alt procent de 70% ceva la sută o duc rău și tu tot stai și o bălângă și totul o plim și tot o tot învârți de cu precum porcul și mai le iei puțin în seamă și odată la patru ani de zile nu-i tratez cu seriozitate eu de ce am făcut congresul la în noiembrie anul trecut? De ce? De gică nebunul? De... Mi-a venit mie așa turbare să fac congres? Nu! Am zis, bă, vă atrag atenția că uite cât sunt lăsați prostiile, nu mai vă duce să le luați votul pe nimic. Cum vi se pare această întârziere, nehotărârea clasei politice și modul în care sunt scoși și așa din joben unii candidați în această campanie? Cum, ce se mai înțeleagă electoratul? <laughs> Măi, Monica, aici este o altă discuție pe care o putem duce mult și, că, bine, mult și bine. și bine și într-un mod că se poate de, de subiectiv și uh, haios totodată. În primul rând, că acum nu mai înțelegi nimic. Care sunt conceptele și concepțiile și care sunt ideologiile și care sunt, uh, uh, ca să spunem așa, ideile fundamentale care centrează cumva <coughs> scena politică. De ce te afli la stânga? Care sunt valorile stângii? Ele mai sunt promovate sau nu sunt? care sunt valorile Acum... de dreapta ele mai sunt promovate sau nu mai sunt care sunt oamenii care susțin valorile de stânga și cât de convingători sunt, care sunt oamenii care conving că trebuie să existe valorile de dreapta care sunt acelea că eu nu mai le știu și cât de serios sunt oamenii de dreapta Păi frate, nu te supăra pe mine, Eu un exemplu, te duci la un partid pentru că vrei să faci bine, zici tu, vrei să te duci Uh, vrei să duci populația către, sau să convingi partidul că trebuie să fie uh, la guvernare pentru a implementa anumite idei. Ok, bun. Și faci muncă de partid. Și tu stai în tranșeia acolo, Monica Dragă, și stai vreo 5, 7, 8 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Ca să crești în partidul respectiv, să fii în primul rând, tu convins de ce scoți pământ. Să păvoriță, ai o experiență politică. Să ai o experiență politică, să fii convingător, că atunci a Dumnezeului nu ești convingător, cum să mai... Nu, nu ești tu convins de ceea ce vrei să spui, dar vrei să te înțeleagă altcineva. Nu se înțeleagă nimeni. Clar. Ei, Și atunci apar tot felul de variante, zic eu, care sunt haioase. Ajungem la primăria capitale să-l scoatem... Deci după ce unii muncesc de dau un turbare, după ce stau în tranșei acolo și, și au șuturi și jurături și de tot felul, pentru că susțin partidele de stânga sau un partid anume de stânga sau de dreapta, știi <coughs> ce? Șeful de partid vine și spune, bă, știi ceva? Tu nu ești bun. De ce? Păi zice, am măsurat eu cu centimetru... Un sondaj de opțiunile, opinie. Opțiunile, că... nu mai spun sondaj de opinie, că e brăjeală. Caterin, că proastă. Știi cum e cu o sondaj de opinie? Cine plătește muzica? Eu. Eu și comand. Dacă eu dau bani la loutar, eu spun ce să-mi Nu e normal? E logic, nu? Cam așa și la... Păi piedone odată apare 44, 4, odată 32, odată 22, odată 24, odată 24. E o vrăjeală proastă. Bun. Și revenim și spune șeful de partid, bă, am măsurat eu cu șublerul, am măsurat eu cu centimetru, știi, și mi-a spus, mi spus mie niște oameni învățați, niște oameni care au niște doctorate, niște mari analiști politici, că, virgulă, candidatul de la primăria Capitalei trebuie să apară așa, în at, cu ochii albaștri, trebuie să fie, să cunoască fizică cuantică și să fluiere când pășește cu piciorul drept. Mă și-l caută poala până l-a găsit. E, ăsta e bun cu ăsta să mergi în față. Apoi să mergi tu, mă. Nu stau ca prostul, ca tâmpit într-un partid, ca să conving electoratul, să fiu și eu convins că lucrurile pe care le gândesc în ceea ce vrește stânga sau dreapta sunt cele necesare de care populația are nevoie. Și iar când trebuie să mă duc acolo ca să le implementez, tu vii și îmi spui mie, pac, și scoți pe din joven. Sau spui așa, bă, merge și voi cu, cu cine? Cu ăla care e mai șmechel. Eu zic că se duce în aiba tot. Din acest motiv și lipsa asta din ce în ce mai mare a persoanelor la vot. Din acest motiv și nehotărății sunt din ce în ce mai nehotărâți și mai mulți că să uite și ei și spune de eu cu cine potesc că în Caragel. Bă, de eu cu cine votez, cu asta Păi ăsta de unde mă? De la PSD, da. De și de la PNL. Aolo. Păi și PNL-ul pe ăsta ce Păi și PSD-ul, da. Păi asta au nevoie cetățenii. Nu un program, nu o idee, nu niște chestii, nu niște treburi. Haide, domne, că merge așa, că l-am pus noi. Nu prea merge. Domnule Păun, romii în comunități, vă spun eu ce ne răspund în cor. Că s-au săturat de promisiuni. Deci, sunt comunități unde nici n-am fost primiți așa bine, ca să spun, și cel puțin asta se întâmpla în județul Prahova. S-au săturat romii de atâtea promisiuni încât nici n-au vrut să, să vorbească prea mult cu noi, pentru că au tot venit, exact cum a spus și s-au tot succedat, eu știu, partide politice primari, viceprimari și au tot promis că le o să le facă drumurile, că o să le facă acte, că o să facă bă, drumul de acces către școală. Și iată că aceste lucruri, ne întâmplându-se, nici ei, sunt oameni până la urmă, nu mai au încredere în, în clasa politică. Da, romii intră în aceeași categorie a oamenilor care sunt uh, cetățeni români cu drept de vot, dar care nu mai au încredere în scena politică. Și toți romii <laughs> sunt cei care sunt cei mai ușor de manipulat. Și e mai ușor de manipulat. Și toate partidele politice, când își fac suboteala, într-un aceste... județ, cum să ajungă la putere, în primul rând se gândeți cum să atragă cele 15-20 de comunități de romi după raza județului respectiv, dar fără să discute cu serios cu vreun partid sau vreo organizație a romilor, ca să poată să aibă o obligație, o responsabilitate ulterioară. Deci lasă-vă că iau la bucată. Nu e nevoie de voie. Dacă putem da un sfat, de exemplu, ce valori ar trebui să urmărească romii la un candidat? Păi, în primul și în primul rând, romii n-ar trebui să mai dea, să-și dea votul decât dacă au un lider al lor care îl au de încredere și acel lider a negociat pentru comunitate în speță, dacă e vorba de un primar, bă, până liderul nostru n-a discutat cu nu există un document, nu există o responsabilitate, nu se angajează că va face ceva în concret, nu dau votul la județ la fel și tot așa mai departe asta este cheia succesului de acolo dintre ei trebuie să se regăsească pe liste, fie la ăla, fie la ăla nu contează, trebuie să intre în Consiliu și acolo să poată să aibă contact cu decidenții dacă se mai lasă manipulați încă patru ani de zile vor Bun. sta nu în situația asta ar putea să fie și una mai gravă decât asta sau, peste patru ani când revenim să vedem că lucrurile sunt mult mai rele decât sunt în prezent. În ultimii ani, participarea la vot a tot scăzut. Cum credeți că se vor mobiliza cetățenii acum la alegeri? Semnalele pe care le am din teritoriu nu duc la momentul actual, în opinia mea, la o prezență la vot mai mare de. 45%, 47%. E destul de rău să zic că sunt sub 50% din că 50%. Am mai mobilizat Semion cu vrăjeala lui și o șoacă cu vrăjeala ei, niște nehotărâți, dar nu e de ajuns. Nu depășim, adică nu ne ducem undeva la 70%. 80%. Să zicem că se schimbă că ceva. În... Să, să, zici că, soarta... domne, uite, iată, electoratul a fost convins de anumite partide, fie stânga, fie dreapta, fie extremiste, fie cum or fi ele. Dar au reușit liderii să convingă. Nu, nu convinge nici Simion cu vrăjeala la lui. Am mers, o... că am mers, gata, la revedere, la București, nu vezi că e lumea erudită, știe ce să facă, nu merge așa. Nici o șoacă, nici el nu prinde. Uh, Prinde alianța asta de dreapta, văd că dreapta unită, văd că prinde PSD-ul și cu PNL-ul au acolo un scor. Mă rog, să vedem cum se va comporta lumea la... Dar atenție aici, doar pe sondaje. Prezența la vot este cea care definește problema. Pentru că una e să întreb eu o, o mie de oameni și alta e să văd la vot prezent șapte milioane. E altă poveste oricum toate calculele să dau, sunt eșuate, sunt, totul se dă peste cap. dacă ai, faci un calcul la 4 milioane, 5 milioane, 6 milioane de persoane prezente la vot și dintr-o dată sunt 8-9 milioane, toate acele cifre intră într-o într formulă de zero. Nu mai sunt valabile. La revedere, să totul. Concret, credeți că sunt șanse ca romii și nu numai să-și îmbunătățească nivelul de trai după aceste alegeri? Dacă, dacă zic eu, dacă suntem în postul Paștelui, dacă Dumnezeu ne ajută și reușim să convingem alianța psd pnl udmr care va guverna din decembrie, nu, nu sper la altă alianță, indiferent cine va fi președintele, sper să avem uh, un parlament uh, echilibrat cu peste 57, 58, 60% o structură politică, o alianță, și dacă ne vor lua și pe noi în calcul, un prostălău ca mine, care totuși a prins o experiență și știu ce am de făcut, pot să pun pe masă un program de guvernare care poate să aducă îmbunătățiri substanțiale în comunitățile de lume, în următoarea perioadă de timp lucrurile se vor schimba în 10 ani, radical, nu, nu o să mai recunoașteți nimic. Poate din cele 400 și ceva 500 de comunități de romi, dacă într-un program de guvernare, bineînțeles, ca să mă lase să fac ceea ce știu că pot să fac și pe ceea ce mă bazez și ceea ce sunt capabil să fac, nu cred că vor mai rămâne 10%-15% din comunități necivilizate și nepuse la punct. Asta este un lucru foarte bun și cred eu încurajator pentru minoritatea romă. Vă propun să. Domnule, continuăm... eu nu sunt visător, ca să ne înțelegem. Nu <coughs> sunt visător, sunt nicio formă. Eu spun lucrurilor <coughs> pe nume, cine mă cunoaște și știe că dacă spun da, e da, dacă am spus nu, e nu. Și eu nu, mie nu-mi cântă cu pe gardul nimănui. Eu n-am stăpân, eu nu mă interesează niciun șef de partid, n-am șef de partid. Eu sunt șeful meu. Eu când spun ceva, știu că mă bazez pe ceva. A spus că la Partida Romilor sunteți și aici o să rămâneți. Asta Sigur, e foarte la. clar pentru minoritatea romă. Sigur. Continuăm discuția în câteva minute. Revenim după publicitate. Am revenit în studio, alături de mine este în continuare domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Dumneavoastră ați vorbit ceva mai devreme, înainte de pauza publicitară, de felul în care partidele politice, guvernul, ar putea să facă schimbări pentru comunitatea romă, și vă dați seama că ne urmăresc atâția telespectatori și atâția oameni care sunt mai mult decât dornici să afle ce s-ar putea face să le schimbăm viața, să le schimbăm traiul? Ce, ce ar putea să aducă, de exemplu, o nouă guvernare, să spunem, pentru romi? Tu ai peste? prezentat o serie de situații în comunitățile de romi. Jucăm cu materialul clientului, da? da. Ești de acord? Da. Bun. Tu te-ai dus în teritoriu și ai văzut că oamenii nu au apă potabilă în secolul care? 21 jumătate din țară vezi că au wc în curte. Da? Adevărat. Găsești comunități care nu au apă potabilă. Mă, apă potabilă, mă. Să știi că nu toate puțurile de mică adâncime sunt... Apa este potabilă, că pânza freatică e praf. Ok. Bun. Deci nu avem apă potabilă. Pe păi de ce nu avem apă potabilă? Pentru că nu există plan de dezvoltare regională și de extindere a rețelelor de apă, da? Ok. Ce trebuie făcut aici? Trebuie să avem om la Ministerul Dezvoltării. Trebuie să avem om la Ministerul Dezvoltării. În Planul Național de Dezvoltare, de Redresare și Reziliență? Ați prevăzut, da? Unde? Pentru că din punctul meu de vedere și informațiile pe care le am de la. s-a raportat la Ministerul dezvoltării, Ministerul Dezvoltării a raportat mai departe la Ministerul Fondurilor Europene și mai departe către Comisia Europeană că vor fi undeva la vreo 40, nu, vreo 400 de comunități care se află într-un program de dezvoltare. Listele astea pe care le-au făcut partidele politice la Guvernul României și la Ministerul Dezvoltării, în aceste liste de dezvoltare, cum numesc ei regională sau locală, din uh, informațiile pe care le am eu, nici 10 comunități de rom nu sunt. Nu sunt 10 din 400. Logic era că cineva trebuie să fie acolo să spună, fraților, stați o secundă, că nu e în regulă. Deloc, da. Nu e în regulă. Uite, de atâția ani an de zile, oamenii ăștia n-au apă potabilă. Care apă potabilă, ca pe timpul pasvante, cu uh, ăsta, cu uh, butoiul. Da? Bun. Trebuie să vină sacageu pe acolo ca să le dea apă la copii. Bun. Au canalizare? Nu au. Păi cine de bine că nu are, comunitatea nu are canalizare? Că foarte mulți vin cu afirmația, spun, domne, dar nu plătesc. De unde, de unde sumă? Pasta, că nu plătesc? Păi, -ai, ai făcut și ai văzut că nu îți plătește omul? Păi tu făle, că asta e datoria ta de dezvoltare comunitară. Tu primar, tu președinte CG, trebuie să prezinți o situație reală. Situația reală trebuie să încep cu partea cea mai grea a lucrurilor. Adică nu în față, deci gardul este vopsit, gardul și înăuntru Leopard. este leopardul. Nu merge așa. Comunitățile astea au fost lăsate la marginea societății ani de zile, pe indiferent de ce strategii și ce planificare au făcut ei pe la guvernul României pe acolo. Au zis până dată și au pus interesele primarilor lor în comunitățile unde au ei primari și mai departe unde sunt țiganii. Lasă să ne văd cu țiganii, trebuie să, să termină asfaltul, așa. știți cum e. Bun. Au curent? Nu au acte pe casă? Nu au. Mulți spun au construit ilegal. Cum adică au construit ilegal, mă? Cum adică poți să vii cu teoria asta să fii de un construit ilegal? Pe ăla, când a fost un primar acolo, când s-a apucat la de construcție, nici nu mai contează că ai venit al 14-lea voievod din primărie. Nu contează. Ăla a ocupat un teritoriu. Teritoriul la pe care l-a ocupat, pământul ăla pe care l-a ocupat, acu' era, mă. De ce n-ai făcut o anchetă atunci? Sau de ce acum nu există o reglementare legislativă în care să spună trebuie să ai un cod de legi care să bine să reglementeze situațiile existențiale, pentru că afară din țară n-ai cum să-i dai De demolat nu poți să-i demolezi, da? Dacă îi demolezi, te legi cu altă problemă la cap, că trebuie să-i strămuți. Unde Dumnezeu lui îi duci? Cu copii, cu tot, îi pui în căruțe și îi în India. Unde îi duci? Deci nu există nicio intenție din partea unui primar sau unui Consiliu Județean să ia problema așa cum este. O altă problemă care a prezentat totul drept urmare la ceea ce discutăm nu e cea de la cetățeni, da? Păi nu este admisibil așa ceva. Cum E posibil că oamenii locuiesc pe teritoriul administrativ a unei comune și plătesc taxele pe casă la altă comună, la altă primărie. Și nu, și se nu se știe au fost în sân. stare de 30 și ceva de ani să stabilească o graniță administrativă. Da, asta e realitatea Deci, acolo. ai văzut tu, a cui e problema asta? Este o problemă juridică, administrativă, da. Eu am angajat avocat să se ducă acolo, să se zbată. Iată câte necesități sunt. Bun, în acest context, ai nevoie de consilier. Ai. Ai nevoie de om pe lângă prefect? Ai. Ai nevoie de viceprimari? Ai nevoie. Asta sunt probleme care sunt uh, urgente și necesare. Bo, mergem mai departe. Avem copii în momentul de față, copila pe care ai întâlnit o ei văzut o cu ochii tăi, da? În secolul 21, 2000, în 2014, că îi duce în cârcă până la stradă din cauza noroielor. Ai văzut, da? A făcut cineva în sensul ăsta ceva? Nimeni n-a făcut nimic, da? Ne ducem acum, le luăm votul iarăși, ai la mine, tăticule, că-ți dă tata, ia să vezi ce-ți dă un cozonac, îți dau, cum vine Paștele, îți dau o, îți dau cu tare, tu votezi cu tati, că eu sunt tatăl tău. Ai nevoie de un cadru legislativ, ai nevoie de o reglementare, ai nevoie. Ia mai uite-te tu că tot ai găsit oameni acolo și femei în vârstă care au spus că de ani de zile n-au beneficiat de un control medical. 40 de ani de 40 -a de fost ani o doamnă Așa. Din e o nevoie doctori. de un mediator sanitar acolo sau nu e nevoie? e nevoie pentru că ăla la rândul lui să poată să îl sfătuie sau să o sfătuie pe bătrânica sau pe bătrânul ăla, pe copilul ăla pe femeia gravidă sau cine o mai fi ea, să facă puțină educație sanitară în, în, în comunitate Comunități. ai nevoie, da? ai nevoie oare de mediator școlar? Ai nevoie, pentru că ăla trebuie să măsoare cu atenție. De rolul mediatorului școlar este altul decât ăla care vrea dobitocul -o ăla de primar, incultul ăla de primar. Că îl ia pe ăla și îl folosește pe ăla unde îl folosește să se ducă unde vrea el să-i facă munca lui. Da? De ce? Pentru că mediatorul școlar trebuie să ducă să vadă, să facă o fișă a comunității și să vadă așa. Domnule, am 300 de copii care toți sunt de enie romă. O parte dintre ei n-au venit la școală. De ce n-au venit? Pe n-au condiția aia, n-au aia, n-au treaba aia, n-au putere, trebuie să anunțe primăria și Consiliul Local. Interfața și între interfața comunitate. Interfața între și... comunitate și tot așa mai departe. Da. Sunt niște lucruri pe care noi le-am gândit, noi la Partida Romilor le-am gândit, pentru că tocmai ne-am lovit ele. Nu am cerut, mari funcții, frate, n-am cerut luna după cer, am cerut niște oameni ca să formeze cumva Uh, uh, sau să gândească cumva să fie un fel de interfață a vieții comunității reale și instituțiile ca atare. Nimeni nu vrea să -i ia în seamă. La momentul de față avem nevoie de peste 500 de mediatori sanitari, avem nevoie de peste 500 de mediatori școlari, uh, avem nevoie de consilieri locali uh, și tot așa mai departe. De ce? ca să se angreneze în activitatea asta care urmează. Adică, vreme de patru ani de zile. Când vei mai avea mai alegeri? Peste patru ani. În ce an 2024. În 2021 mai. Dacă copilul tău are patru ani acum, va avea opt ani peste patru ani. Sau tot așa mai departe. Exemplele pot fi date... Cu nemiluita. Sunt și exemple pozitive acolo unde sunt mediatori școlari și sanitari, pentru că le-am prezentat și pe acele. Păi deci... da, da, acelea pe care da. le-ați prezentat, voi le-ați prezentat, tocmai ca omul să vadă în oglindă care este necesitatea. Uite, acolo, și am menționat, acolo unde a fost un primar mai cu aplecare, mai cu puțin creier, mai ca și-a dat seama de gravitatea situației, un președinte de Consiliu Județean, au activat au intrat au în, 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 ca să spunem așa, în acțiune și oamenii de acolo, să știți să, nu, ne-au ne mulțumit nouă la Partida Romilor. Toți ăia din comunitățile respective au mulțumit primarului și au devenit votanții primarului, i-a fidelizat primarul, nu noi sau președintele Consiliului Județean, sau partidul în cauză. Deci noi nu am vrut cumva să manipulăm electoratul în favoarea noastră, că vezi, Doamne, ce avantaje electorale am avea noi ulterior. Nu. Eu am venit și așa i-am uh, 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 învățat și pe colegii mei să ne ducem să ne batem pentru problemele comunității, pentru ca să-i punem în rânduială, în rândul lumii, ca să spunem așa. Că ulterior ei sunt fidelizați de partidele politice, e altă poveste. Vorbim, suntem într-un alt scenariu. Uh, mi-a crescut inima mine când am văzut că într-o comunitate, uite cum e Bărbuleștiul, cum sunt altele, unde ați fost și acolo, unde oamenii au înțeles cât de important este să aibă reprezentare în Consiliul Local, cât de important este să aibă mediator școlar, mediator sanitar, expert în cadrul primăriei și tot așa mai departe, și să înțeleagă că votul lor contează. Ce beneficii aduc Ce aceste beneficii? Aducuri, școli? Școli, da. grădinițe, străzi asfaltate gaze, apă, canalizare, toate astea le-au decis ei. Iată care este efortul nostru și munca noastră. Nu, eu nu m-am zbătut ca să am 15-20% în sondajele politice ca să pot să fiu ușor. în seamă. n-am nevoie să mi se acorde atenție. Mulțumesc, Dumnezeu, am destul atenție din partea oamenilor și uh, nu trebuie mai multă atenție, că multă atenție strică, știi? Când te laudă prea multă lume, înseamnă că te și în cel puțin de trei ori mai multă decât te laudă. Bun. Chestiunea este simplă. Asta este datoria noastră. Asta trebuie să facem noi, eu, colegii mei și toți din țară, să ne zbatem pentru problemele noastre fără frică. Fără frică că ni se întâmplă ceva. Mie ce, să, ce mai bagă mie să merg cai de la bicicletă? Ce să mai fac? Nu mi-a făcut destule. Nu m-au încurcat destul. Nu am văzut că sunt incomod pentru ei. Da, sunt incomod atunci când le spun adevărul. Pentru că pe mine nu are cu ce să mă cumpere. Eu le spun direct pe față, Băi, ai greșit sau nu gândești bine? Sau ar trebui să ne apucăm de treabă? Mă rog, să vedem cât voi fi înțeles. Dacă lucrurile vor merge spre bine, atunci da, pot să spun că într-o altă emisiune pot să spun un program de guvernare în față care să cuprindă Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Educației, care să cuprindă Ministerul Fondurilor Europene, care să cuprindă punct contact pentru romi, să cuprindă Agenția Națională pentru romi, să cuprindă Centrul Național de Cultură a Romilor, să cuprindă Muzeul Romilor și tot așa mai departe. Deci am o serie de concepte, o serie de idei care putem să le strângem frumos într-un program de guvernare, care programul de guvernare poate să fie luat în considerare probabil de viitoarea guvernare. Noi și atunci vom vedea, are, are vom vedea că lucrurile va. se modifică. Că asta vrea și comisia, mai Monica, mă tot timpul le transmite prin tot felul de recomandări. Aveți grijă cu comunitățile de romi. De ce? Nu le convine oamenilor să vină romii peste ei acolo. Pentru că iar nu înțelege clasa politică românească. Bă, fraților, demografia nu aveți cum să o stopați, mă mânca Nu aveți bă, cum să puneți voi stop la țigăni să nu mai facă copii. Terminați cu prostia asta. Româncile voastre fac unul, doi copii, astea fac câte șase, șapte. N-ai ce să faci, să ai grijă de ei. Nu poți să-i umor, mă frate, trebuie să ai o strategie, să gândești în viitor ce faci pentru oamenii ăștia. Asta aștept de la, de la primar, de la oamenii politici. Vino, mă spune lucrurilor pe nume. Ce vei face acolo, ce vei face acolo? Eu zic să ne păstrăm optimismul. Eu sunt, trebuie. Sunt foarte optimist de ce se întâmplă. E extraordinar de optimist. Nu știu cât voi mai sta în politică, că poate mi ajunge și mie. Dar eu spun că ce voi construi de acum încolo și ce am construit până acum, ăștia scăini. Sunt câini, mușcă din ei, rău de tot. Pentru că așa trebuie să fie. n ai ce să faci. Mușcă din ei, rău de tot. Și așa trebuie să fie. Să fie răi și arăși răi. Pentru că ajunge. Bă, frate, 30 ceva de ani, tot minciuni, 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 minciuni. Nimic concret. Și alianțele astea care se fac acum, nici, nici, acum nu -i ia în seamă, că nu mai apărăm. Încearcă să-i păcălească când cu una, când cu alta, când cu aia. Hai -ai, bă, că e bine. Nu știu, Sigărușul dacă, nu, și nu știu cap. dacă o să mai țină mult, domnule Păun. Eu vă spun că stai pulsul pe care l-am simțit. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă anunț faptul că Organizația de Tineret a Partidei Romilor Pro Europa a demarat în această săptămână campania SOS Copiii Romi, demers prin care sunt eliberate recomandările de apartenență etnică necesară absolvenților de gimnaziu pentru înscrierea pe locurile special destinate romilor în licee și în învățământul profesional. Așadar, nu ezitați să veniți la sediul Partidei Romilor în Strada Telița, numărul 3. Sectorul 5 București. Veți afla și din emisiunea noastră adresa și tot ce este necesar pentru a putea veni să vă ridicați recomandările. Atenție, părinți care aveți nevoie de <coughs> recomandări pentru copiii dumneavoastră la licee. Sunt gratuite. Nu dați bani niciunei organizații care vrea să vă facă acest Această bine. Propunere, da. Vă face acest bine. Duceți-vă la miliție 112 care vă a cerut bani direct la miliție. Ne-am zbătut atâția ani de zile pentru ca uh, aceste locuri să existe și copiii noștri să meargă la licee și la școli profesionale. Dacă nu vă înțelegeți cu ăștia, sunați la miliție sau veniți direct la sediul Partidului Romilor în strada Terința 31 uh, sector 5 ne căutați și automat, sau în toată țara, vă duceți la sediile partidei, căutați oamenii să vă dea recomandările pentru copiii dumneavoastră gratuit. Domnule Păun, vă mulțumesc pentru prezență, dar și pentru faptul că ne-ați împărtășit multe lucruri din experiența și viziunea dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această săptămână, dar și pentru că susțineți demersurile noastre pentru o mai bună înțelegere și promovarea comunității rome din România. Vă invităm să nu ratați următoarea ediție a emisiunii noastre săptămâna viitoare, când vom marca Ziua Internațională a Romilor. Vom avea materiale dedicate acestei importante sărbători, unde explorăm împreună istoria, cultura și contribuția remarcabilă a comunității rome la diversitatea și prosperitatea noastră. Până data viitoare, toate cele bune. Pe curând! Organizația de tineret a Partidei Romilor a demarat în această săptămână campania SOS Copiii Romi, demers prin care sunt eliberate recomandările de apartenență etnică necesare a absolvenților de gimnaziu pentru înscrierea pe locurile special destinate romilor în licee și în învățământul profesional. Sunt Ionus Paun, președintele Organizației de tineret a Partidei Romilor Pro Europa și astăzi doresc să vă anunț în numele organizației de tineret că s-a demarat campania SOS Copiii Române. O campanie ce ține de eliberarea recomandărilor pentru sistemul de învățământ preuniversitar. Această campanie, derulată de organizațiile de tineret ale Partidei Romilor din întreaga țară, urmărește susținerea accesului tinerilor romi la educație, continuarea parcursului școlar și dezvoltarea unei cariere de succes. Tinerii din Organizația Centrală a Partidei Romilor vin în întâmpinarea candidaților, părinților sau profesorilor implicați și pot fi contactați pentru informații, sesiuni de îndrumare și consiliere, ori chiar pentru rezolvarea unor cazuri speciale. Tinerii din Organizația Centrală a Partidei Romilor vă vor ține la curent cu detaliile și noutățile legate de înscrierea pe locurile speciale și desfășurarea examenelor prin campania informativă derulată inclusiv pe cele mai populare platforme de comunicare online. De reținut este că aceste recomandări sunt special destinate elevilor care aparțin minorității rome. Și important totodată este că perioada în care se vor desfășura a început încă de ieri, 25 martie și va dura până pe 19 iunie. Nu uitați, în București îi puteți contacta pe reprezentanții organizației de tineret la sediul central din strada Telița numărul 31 sau apelând numărul de telefon 0724 772 919.